Bine v-am regăsit, stimați telespectatori, la emisiunea Dincolo de Arenă. Așa cum v-am promis săptămâna trecută, când am avut o invitată pe Alina Dumitru, astăzi avem alături de noi din nou un campion, primul campion al României, mă refer aici la băieți, pentru că pe fata am avut-o acum o lună și un pic, la Monobob, și îi spunem bună seara, felicitări și toată aprecierea noastră pentru rezultatul pe care l-ai obținut la începutul acestui an. Îi spunem lui Andrei Nica și, bineînțeles, antrenorului Cezar Popescu. Bună seara și bun revenit pentru dumneavoastră la emisiune, pentru că ați fost și cu Georgeta la emisiune. Vă mulțumim pentru invitație. Bună seara! Haideți să o luăm așa cu începutul. S-au mai dus puțin din trăirile acelea atât de frumoase de la jocurile care au avut loc la începutul acestui an. Cum am descrie această performanță acum la câteva săptămâni distanță? Și l-aș lăsa pe Andrei, pentru că el a fost eroul și al delegației noastre împreună cu Georgeta, dar și un sportiv care, iată, a intrat în istorie. Sigur, emoțiile sunt ca și în prima zi, sunt la fel de mari, sunt sigur chiar că o să fie la fel de mari și peste foarte mult timp o să rămână la fel de mari. În primele zile chiar n-am putut să realizez, după ce am obținut medalia de aur, n-am putut să realizez ce am reușit. Medalia de aur care, iată, stă foarte frumos acolo lângă tine. O vedem și o să o vadă și telespectatorii. E chiar frumoasă și încă o dată felicitări pentru această reușită. Mulțumim. Da, este o realizare imensă. Este o realizare deosebit. Este medalia de aur la Jocurile Olimpice. Chiar dacă sunt de tineret, este un rezultat deosebit pentru România, pentru Comitetul Olimpic Sportiv Român și pentru Federația Română de Bob și Sanie, pentru clubul nostru din Sinaia. Am revenit cu mare plăcere la dumneavoastră aici în studio, alături de Andrei. Eu vă mărturisesc că încă am vise cu acele zile, cu acele clipe memorabile care s-au petrecut, care s-au desfășurat la St. Moritz, în Elveția. Tot timpul pe stradă ne întâlnim cu oameni care ne felicită, oameni pe care noi nu i-am cunoscut până acum. Mă bucur foarte mult pentru Andrei, că a avut o primire foarte frumoasă la Azuga, în orașul lui natal, o primire făcută de domnul primar de acolo, domnul Barbu, unde a fost toată școala, liceul teoretic Azuga a fost acolo prezentă. Mă bucur foarte mult că și meritele lui Andrei au fost luate în calcul și i s-a promis și sunt convins că se vor concretiza, i se va da un loc de casă în Azuga, o premiere financiară. Mă bucur că între timp, după ce am fost la dumneavoastră la emisiune lui Gigi, i s-a acordat titlul de onoare, cetățean de onoare. Asta am vrut să spun eu. Poate că va fi făcut și cetățean de onoare, pentru că și el, da. Pe Valea Prahovei este o modă, să spunem așa, mai ales la Bușteni, unde acolo sunt foarte mulți cetățeni de onoare din rândul sportului și poate este o idee și pentru autoritățile locale de acolo. Cine știe, pentru că cei doi sportivi sunt undeva între, nu? Între Bușteni. Adică Buștenul este între Sinaia și Azuga. Cei doi campioni olimpici, da. Și mie mi s-a promis că o să fiu făcut cetățean de onoare. Aștept acum din partea Consiliului Local să văd dacă... O să dăm și noi știrea, promit încă de acum, în momentul în care veți fi făcuți, veți primi acest titlu de cetățean de onoare, cu siguranță vom insera și noi această știre în cadrul emisiunii Dincolo de Arenă. Da. Deci concluzia este că aceste merite ale copiilor sunt pe măsură. Eu ce pot să spun? Încă mă uit la filmulețele care le am pe WhatsApp din perioada competiției.
Așa cum v-am spus și la emisiunea trecută, la Popescu Georgeta se simțea mirosul medaliei de aur. Încă de la acele turnee de calificare. De la acele competiții de calificare, da, pentru că Gigi... La finele anului trecut. Exact, da, da, da. Gigi a adus 3 medalii de aur atunci. Andrei, în schimb, a demonstrat la aceste jocuri o foarte mare concentrare, o foarte mare dăruire. Sunt convins, dar o să vă povestească el, că emoțiile au fost din prima zi de când am aterizat în satul olimpic. Noi am aterizat acolo, deci am fost în satul olimpic de la Sân Moritz cu 2 zile înainte de deschidere. Ne-au oferit organizatorii pârtiei, ne-au oferit 2 zile de antrenamente și sunt convins că aceste emoții au început să apară la Andrei, dar aceste emoții în cazul lui au fost constructive. S-a mobilizat exemplar și a făcut un lucru deosebit, deosebit. Andrei la competițiile de calificare nu a reușit să aducă decât 2 medalii de bronz. Și a dozat efortul pentru atunci când a trebuit. A fost o stratagemă de a lui să nu îi lase pe adversari să nu arate chiar tot ce poate. Să se îmbete cu apă rece, dacă așa putem spune este, așa. Da. Pentru ca apoi să le aplice tuturor lovitura de grație. Să-l lăsăm pe Andrei totuși să ne povestească cum au fost acele emoții, pentru că spunea domnul Popescu, domnul Cezar, că ai avut emoții. Sigur, chiar din așa prima au fost zi... atât de mari, dar constructive. Cum da, din prima zi, sigur, eu mi-am dat seama că la bob contează foarte mult și încrederea în sine, încrederea de sine și atitudinea cu care intrăm în start. Pe lângă pregătirea fizică, să nu uităm că eu împreună cu antrenorul meu și cu colega mea am reușit împreună în acești ani de muncă, cum am fost și data trecută la dumneavoastră. Exact, exact. Am fost chiar mai mult decât o echipă, am fost o familie, am fost uniți, am fost alături și în viața de acasă, care, să zicem așa, în cele din urmă, noi am vrut să culegem aceste roade ale muncii noastre. La asta m-am gândit în perioada competiției, că a venit momentul pentru care mă antrenam atâta timp și am reușit, așa cum am spus și mai devreme, să-mi dozez emoțiile și să le folosesc doar spre avantajul meu și să obțin să pot să dau tot ce pot. Pentru că tot am vorbit de cursă, să introducem puțin și pe telespectatori în atmosfera care a fost acolo și aș ruga pe colegii din regie să ne pregătească un mic filmuleț pe care l-avem legat de cursa, nu? Una din cursele pe care, sau poate chiar cea care ți-a adus aur. Da, mașa a doua, da. Mașa a doua, ok. Îi rog pe colegii din regie să difuzăm acest filmuleț, să-l vedem împreună și după aceea sigur să-l și analizăm, să-l comentăm așa la rece, dacă se poate. The run is clear. Dale, copine! Hai! Dale! Hai, da! Hai, bă, Andrei! Nu faci asta! Gata! Hai! Împinge! Hai! Wow, 5.63. Wow! Hi, buddy. That's the fastest push we've seen so far. A 560 push, a crazy quick push. Andrei Roman, Nika from Romania. His first run was a 112.81. He is currently in the lead by 77 hundredths of a second. We have only 2 sleds remaining. 2 sleds remaining. Sein Vorsprung auf Quentin Sanso, 20 Sekunden genau, 0,5. Sein Vorsprung bereits in Silicona. 46.35, here he comes now. Bravo, Horseshoe. Here he comes coming into Horseshoe, through Horseshoe. Hi, Boss. Sauberen Horseshoe, die Fahrt, 25,73, nicht ganz so schnell wie Sanso im Horseshoe, aber er nimmt einen Vorsprung von 7 Zehntel mit in den unteren Teil der Bahn. Minus 4 Sekunden. Rückstand auf den ersten, aus dem ersten 0,38 Sekunden.
Da, am văzut această frumoasă cursă. Cum ai comentat-o acum? Da, chiar, cum te-ai analizat tu pe tine? Chiar și acum, când m-am uitat la ecran, am simțit aceleași emoții ca și atunci mă pusese în pielea mea celui de atunci. A fost extraordinar. Am avut parte și de o galerie nemaipomenită. Da, se auzeau pe acolo pe fund. Da, era și domnul care Cezar. Ne-a motivat foarte mult. Da, am fost... Ați fost cu toții, nu? Da, a fost toată delegația României și ne-a susținut. Am avut parte de o galerie nemaipomenită care... ne-a dat putere să poate chiar să ne depășim limitele și m-a ajutat foarte mult. A doua manșă a fost mult mai bună, adică manșa pe care ați văzut-o în acest videoclip a fost mult mai bună decât prima manșă. Poate că am avut și motivația ca să obțin un rezultat mai bun, pentru că după prima manșă am fost pe locul 2 și după a doua manșă am reușit să trec de pe poziția a doua pe locul întâi. Cum a fost festivalul de premiere? Am întrebat-o și pe Georgeta acest lucru și cei care vor să vadă răspunsul găsesc pe site-ul emisiunii, pe reușita.ro și pe Facebook-ul de la București TV. La festivitatea de premiere a fost momentul în care chiar puteam să văd visul împlinit cu ochii. Momentul în care am simțit medalia de aur, în care medalia la care visam de atâta timp, pe care o aveam în visele mele, în sfârșit puteam să o simt și să o văd cu ochii mei, mai ales având alături de mine cei mai importanți oameni. Și pur și simplu, m-am simțit foarte mândru că am reușit să-mi duc la capăt scopul pentru care m-am antrenat și să-i fac pe toți cei care au avut încredere în mine, să-i fac mândri. Ok, discutăm de performanță, de mândrie, de satisfacție, de foarte multă muncă și aș vrea să ne reamintim celor care ne-au văzut și prima dată, anul trecut, la emisiune, celor care nu ne-au văzut și nu s-au uitat nici pe site deocamdată. Hai să le spunem cam de când ai început tu sportul acesta și cam cum a decurs perioada până acum, pentru că e foarte interesant cum decurge o zi de pregătire, la ce oră te trezești, cât te antrenezi pe zi, cum îmbini școala cu sportul și toate lucrurile acestea, care pentru mulți tineri poate par niște lucruri deplasate, să nu le spunem altfel. Păi eu am început să practic monobobul în martie 2017, atunci când profesorul meu, Mihail Florștoiu, de la școala unde învăț din Azuga, m-a recomandat pe mine la o preselecție organizată de domnul antrenor, domnul Popescu Cezar, pentru formarea lotului pentru Jocurile Olimpice. După ce m-a descoperit acesta, m-a supus unor teste de viteză. A văzut că eram destul de bun și mi-a zis să încercăm. Prima oară, sincer, după ce am văzut cum este acest sport, mi-a fost puțin cam frică, adică eram convins că nu era un sport atât de ușor. Și el a început de atunci să mă încurajeze, m-a asigurat că totul o să fie bine, trebuie doar să am încredere și eu că o să reușesc. Și așa am început pe calea sportului. Imediat am primit și sprijin de la club, am primit în fiecare zi o masă de la restaurant. Și cât despre antrenamente, făceam antrenamente cel puțin de 6 ori pe săptămână, adică 6 zile din 7. Duminica, dacă mi-aduc eu bine aminte, era o zi de pauză, nu? Da. În general, da. Ok. Și antrenamentele începeau de obicei de la ora 6, 6 jumate, poate 7, pentru că eu mă trezeam la ora 4, îmi făceam să mănânc și la ora 5, în cazul cel mai... Fericit plecai de acasă, dacă nu chiar mai devreme, nu? Da. În jur de 5, deci. 5 și jumătate. Ați auzit, stimați telespectatori, la ora 4 deșteptarea, la ora 5 plecatul spre antrenament. Să continuăm. Da, poate la... Câteodată la Ploiești, câteodată la Câmpina, la sala de forță. De obicei mergeam la Ploiești atunci când vremea nu era favorabilă, când trebuia să facem antrenamentul într-o sală de atletism
care să ne asigure toate condițiile. Și motivul pentru care plecam atât de devreme era ca să ajungem și la școală, să ajungem într-un timp favorabil. Și odată și cu sprijinul profesorilor, adică cu înțelegerea lor, am reușit să îmbinăm antrenamentele cu școala. Dar nu au fost probleme și la școală și acolo rezultate bune? Da. Profesorii sunt foarte înțelegători cu mine și cred că și cu colega mea la fel de înțelegători. M-au sprijinit și au înțeles sacrificiile pe care le-am făcut și pe care încă le fac pentru sport și m-au ajutat întotdeauna. Acum fac o paranteză, pentru că vom avea și două știri legate de acest virus care iată, a bulversat multe lucruri din viața socială, economică și de ce nu chiar și sportivă. Nu știu dacă putem să spunem că un avantaj ar fi faptul că nu mai aveți școală acum și că te poți pregăti atât timp cât are nevoie domnul antrenor să o facă. Pentru că sigur nu te poți pregăti de dimineață până seara non-stop, că nu ești un robot totuși. Dar nu mai este intercalată și școala, care sigur încurca într-un fel acest stadiu de pregătire, acest program pe care îl aveți. Acum este o perioadă mai lejeră din punct de vedere al antrenamentelor. Nu vine o competiție, probabil mult prea repede ca să încărcați motoarele de acum, să le turați. Da. Noi de-abia ne-am întors pentru că după acest minunat rezultat, Andrei o să trebuiască să intre să piloteze bobul de două persoane. Și obiectivul lui e major fiind peste 6 ani la Jocurile Olimpice de iarnă de 2026 la Cortina d'Ampezzo, o calificare și un rezultat bun. El trebuie să piloteze bobul de două persoane și atunci Federația Română cu Comitetul Olimpic Român au asigurat un stagiu de pregătire în Austria, unde Andrei a făcut coborâri cu bobul de două persoane. Știu că ați fost plecat în acest stagiu de pregătire. Bine, da. Acesta a fost și motivul pentru care nu ați putut veni atunci în formație completă și cu Georgeta Popescu. Da. Pentru că Andrei urma să plece, sau chiar era atunci, nu mai rețin exact. Dar era împrumutat pentru o perioadă scurtă la lotul mare de bob. Exact, asta a fost și atunci a fost apoi a urmat acel stagiu de pregătire. Acest stagiu de pregătire unde Andrei a mers foarte bine, a pilotat foarte bine și bobul de două persoane. El spunându-mi chiar așa, nu știu, în glumă, în serios, zice, domn profesor, chiar mă simt mai bine, parcă merge mai bine mâna la bobul de două persoane. Păi nu știu ce medalie ar putea să ia dacă a luat aur acum, nu știu ce va putea lua atunci decât aur plus, poate. Da, Andrei, în decursul anilor care i-am petrecut împreună, a avut și momente când nu prea avea mare încredere în el. Acest sport este un sport greu, un sport care necesită foarte mare concentrare. El, văzând că are manșe puțin mai rele din punct de vedere al pilotajului, își pierdea puțin încrederea în el. Dar eu am reușit să-l aduc pe calea cea bună, să-i arăt că totuși poate și încet, încet el și-a căpătat încrederea în el. În perioada scurtă care a avut-o la lotul cel mare, el s-a dat doar ca frânar acolo și după coborile care a avut, a zis, zice, domnul profesor, chiar nu mai mă interesează să fiu un împingător, vreau doar pilot. Și așa va rămâne, doar pilot, și o să facă chiar treabă foarte bună cu bobul de două. Ce vreau să vă spun, m-ați dat peste cap din nou cu acest filmuleț, cu a doua manșă din... Ați trăit și dumneavoastră emoțiile la fel ca și Andrei, nu? Mi s-a făcut din nou pielea de găină. Chiar v-am urmărit puțin, telespectatorii nu aveau cum să... Dar v-am urmărit, erați foarte, foarte emoționat de ceea ce vedeți și iată, vă simt și acum că reintrați probabil în pielea de atunci. Da, a fost... cum să vă spun, au fost emoții extraordinar de mari, extraordinar de mari. În acest sport se luptă la sutim de secundă. A doua manșă, Andrei a plecat penultimul, deoarece în prima manșă a fost al doilea. El a plecat penultimul și după el urma Ciudai, germanul, care a fost după prima manșă pe primul loc.
Andrei dintotdeauna a avut starturile cele mai puternice din toate competițiile. El făcând record de start și în Norvegia, la concursurile de calificare, a făcut record de start în proba de monobob. El având și aici și cel mai tare start din competiție, a doua manșă a fost perfectă și Neamțu, care a plecat ultimul, probabil și văzând manșa bună a lui Andrei, probabil că emoțiile l-au făcut să greșească puțin și în final, lucru rar întâlnit, Germania și România timp identici, după două manșe, timp identici, deci două medalii de aur la Jocurile Olimpice de tineret, Andrei reușind să recupereze 40 de secundă care le avea în față germanul. Deci Andrei a făcut un lucru nemaipomenit în a doua manșă și în general la această competiție. Ca o paranteză, apropo de start, vreau să vă spun că și Popescu Georgeta a avut cei mai puternici timp de start din aceste competiții de calificare și de la Jocurile Olimpice de tineret. Deci, noi am demonstrat că suntem puternici, că știm să ne antrenăm, indiferent de condițiile care ni se oferă, dar în momentul în care apare partea materială, adică materialul de concurs, acolo intervine diferența între noi și țările puternice. Partea umană noi o avem. Pregătirea fizică știm să o facem, știm să-i facem puternici, dar din păcate investiția în partea materială suferă. Dar aici știu că mi-ați spus... Că toate monoboburile sunt identice. Asta am vrut să spun. Deci nu mai există acea... Da. Cel puțin la concurs, exact. Și la antrenamente. Spuneați că se trag la sorți. Se trag la sorți și patinele și boburile și monoburile și tot. Chiar ați povestit lucrul acesta, că acele țări care sunt mai dezvoltate din punct de vedere economic și și-ar permite cu siguranță să facă cercetări în domeniul de a îmbunătăți realizările și performanțele sportivilor prin implementarea unor materiale superioare la construcția acestor echipamente și materiale de concurs. Da. Exact. Iată, acestea au fost nivelate. Practic. Nivelate. Acesta este și scopul acestor Jocuri Olimpice de tineret și proba de monobob. Ei vor, deci Federația Internațională de Bob Skeleton, vor să scoată în evidență partea umană, calitățile umane. Adică vedeți dumneavoastră, materialul câteodată poate să te aducă în frunte, chiar dacă partea umană este puțin mai deficitară. Se întâmplă în multe sporturi lucrurile acestea. Am văzut și în fotbal, și în tenis, și în orice, începând de la încălțări până la rachetele la tenis și așa mai departe. Se fac studii, cercetări și așa mai departe. Materiale din ce în ce mai ușoare, mai performante, mai aerodinamice la mașini. Da. Totul este... Ceea ce vreau ca să vă spun, acest lucru Federația Română de Bob și Sanie și Comitetul Olimpic și Sportiv Român și Ministerul Sportului și-au dat seama încet, încet de acest lucru și au început să investească. Au început ca să ne cumpere și nouă materiale competitive. Ca drept dovadă că băieții noștri, Tentea Mihai cu Daroxi la Bobu de două, la Under 23 sunt campioni olimpici, campionii europeni, au câștigat Cupa Europei, la Bobu de 4, din nou, sunt în primii 10 sau 12, fetele, Grecu Andreea, cu împingătoarea ei e Ioana Gheorghe, de asemenea, sunt în Cupa Europei, mi se pare că pe locul 1 sau chiar câștigătoarea campionatelor europene. Deci, vedeți dumneavoastră că materialele încep ca să apară. Deocamdată în categoria superioară, mă refer în Cupa Mondială, campionatele mondiale și Jocurile Olimpice mari,
suferim încă pentru că materialele care le avem nu sunt chiar de cel mai înalt grad. Ca exemplu, echipele noastre feminine și masculine mari merg pe niște materiale, nu știu exact așa prețurile, dar merg în jur de 40 și ceva de mii de euro, un bob de două persoane, cei din Cupa Mondială deja urcă spre 60 de mii de euro. Adică e o diferență. Sperăm că acești copii, că și Andrei trebuie să intre pe bobul de două persoane, trebuie să înceapă să meargă în Cupa Europei. Cupa Europei este cea mai scăzută competiție de la bob. Este Cupa Europei, după aceea Cupa Mondială. Iar Popescu Georgeta trebuie și ea să meargă la bobul de două persoane, chiar dacă la femei, la Jocurile Olimpice mari, este și proba de monobob. Dar șansele ei ca să se califice la Jocurile Olimpice mari cresc și mergând în proba de bob de două persoane. Și prin acest lucru, rugămintea mea este și o să încerc să fac tot posibilul ca să-i ajut pe acești doi copii nemaipomeniți să primească un material cât mai bun pentru sezonul viitor. Da, e foarte bine că ați făcut acest anunț. Haideți să nu-i spunem imperativ, e o rugăminte deocamdată. O rugăminte. Da, către factorii de decizie care... Pentru că oameni avem. Exact, de sportive așa cum spuneați, avem. Avem campioni olimpici. Să avem și noi același nivel din punct de vedere a materialului logistic de concurs, cu cei care, da, cu care ne batem și de la care vrem să le smulgem de la gât medaliile și să le aducem la noi. Luăm o scurtă pauză pentru publicitate, ne întoarcem imediat la emisiune, mai avem foarte multe lucruri de discutat.